Aleșii dolgeni au votat repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 16,5 milioane de ron și din TVA 11,2 milioane de ron către bugetele comunelor și orașelor dolgene. Bugetul și banii și mai mulți sunt împărțiți de către Direcția Finanțelor Publice. Practic, din cei 73% din banii care trebuie să ajungă la cele 111 localități și la consiliul județean, noi împărțim circa 20%. Un alt proiect de hotărâre votat a fost împărțirea către primărie a sumelor alocate de la bugetul central pentru drumurile județene și comunale, respectiv aproape 11 milioane de ron. Consilierii au ridicat și problema reabilitării mai multor drumuri din județ. Drumul de la Tencănău spre Mărăcine, Perișor, măcar până la Mârza, dacă nu se poate duce până, sunt 2,5 km. Știu că s-a intervenit anul trecut, în toamnă. Drumul de la Vela la Verbița, care iar la fel, în fiecare an am pus câțiva kilometri unde a fost nevoie și mă gândesc că și acum ar trebui să continuăm, că sunt și locuitorii din Bechet și Călugării care au nevoie de acest drum. Chiar în acest moment în care creionăm lista de investiții, vă asigurăm că la unele din lucrurile care le-ați ridicat vom ține cont de ele și, sigur, sunt drumurile noastre. Nu ne face nicio plăcere să le vedem pe unele dintre ele că zac de 100 de ani și nu s-a întâmplat nimic acolo. Consilierii județeni au dezbătut și problema policlinicii sportive din Craiova și au prezentat starea în care este acum și investițiile care trebuie făcute.